Nucșoara, județul Argeș. Un loc în care natura se meață de deal și de munte, se întrepătrunde cu istoria recentă, când oamenii demni și curajoși au rezistat până la sacrificiu în fața tăvălugului comunist. În Nucșoara de azi l-am descoperit în casa construită cu mâinile sale pe meșterul Ion Rodoș, un artist al lemnului. Născut din oameni cu dragoste pentru meșteșugurile ce dădeau sens vieții multor generații de țărani, Ion Rodoș este astăzi un purtător de standard al sculpturii în lemn din România. Povestea lemnului pentru mine a început de când mă știu. M-am născut în familie de meșteri, bunicii mei au fost tot meșteri. Zic meșteri referindu-mă și la elu mama și la elu tata. Inclusiv mama a fost meșteră, creatoare de costume tradiționale. Ea ne făcea îmbrăcăminte, cum era atunci. Aveam cânepă în grădină, din cânepă. Nu prea aveam noi lână, că n-aveam oi. Și toate femeile țeseau din cânepă, ne făceau. Adică majoritatea, care erau mai bogați, așa aveau din lână și, dar majoritatea din cânepă. În ce zonă se întâmplă acest lucru? În Pietroșan de Argeș, dar aici mai în jos, la 18 km. Acolo m-am născut eu. În satul ăsta e născută soția mea. Casa ei părintească e la două case mai în jos de aici. Dar știu că numele dumneavoastră e legat totuși de Transilvania. Originea noastră, după nume, e din satul Rod, de lângă Sibiu. Din satul Rod, deci de la Rodi, de la Rodos, de la Pom Rodos, am moștenit numele, să zic așa, din satul ăla. Astăzi fiind Rodoș. Rodoș din cauza notarilor, că a pus și acum să fac greșeli, inclusiv la mine în familie. La fată, mi se pare, pe certificatul de naștere n-a mai pus acolo de la Ș și e scrisă Rodos. Când ați lucrat prima dată în lemn? De când ții eu minte, așa, la vreo 3 ani, prima dată mă jucam cu creionul, că sora mea, fiind mai mare cu 5 ani decât mine, ea era deja cam pe clasa 1, așa, avea creioanea mea și prima dată ții minte că mă jucam pe hârtii ale ei și cu creionul desenam. După aceea am luat un briceac din ăla de la tata, erau niște bricege micuțe așa de metal, în formă de pește, micuțe. Și erau altele mai mari pentru bărbați, pentru oameni mari, cu floarea soarelui. Dar alea mai micuțe erau pentru noi copii, știți? Și am luat un briceac din ăla și cu ăla am început să cioplesc. Dacă tata lucra în casă, exact cum am și eu tijeaua, vedeți, în casă, că așa am moșenit și bunicul meu tot în casă, a avut-o, ca să putem lucra și vara și iarna. Știți că dacă îți faci atelier pentru cioplit, pentru astea, trebuie să faci sobă, să consumi lemne, să... Așa, sunt mai largul meu, nu știu cum să vă zic. Când lucrez în casă, soția acolo face mâncare, da? Am obosit, mă pun aici în pat și mă cul. Deci toate așa am crescut, eu așa am crescut. Aveam tigeaua lui tata în camera în care dormeam, aveam războiul lui mama și patul. Toate înghesuite acolo și soba de gătit. Și la jumătate, exact ca la noi, o masă pe care mâncam toți. Noi așa am crescut, să știți. Adică nu e vorba numai de economie, dar e vorba și de armonia care se creează. Păi, eu, uitați-vă, eu cioplesc aici, nepoții se joacă pe lângă mine, soția face acolo mâncare. Deci suntem aceia, tot, nu suntem rupți. Știți, împreună. Când te duci, eu mă duc în atelier numai când pregătesc materialul. Pentru că mai folosesc corindea, o cuțătoaie, o, știți, nu pot în casă, știți? Dar când e de un lucru frumos, îl fac aici în casă. Adică sculptura. Aici le înfrumusețez. Afară numai le pregătesc în atelier. Pereții camerei în care lucrați și locuiți în aceeași măsură sunt pline acum de sculpturile dumneavoastră în lemn. Când ați știut că veți face sculptură în lemn? Când ați știut că aceasta e vocația? De mic copil am avut chemarea. Deci când eram foarte mic,
Am început prima dată cu sfârleze, ciopream din șiță așa o bucată conică, o legam cu ață de cânepă, luam de la mama ață de cânepă, o legam și când o vârteam așa, vuia ca avionul, zicea vum, vum, vum. Alea erau cele mai simple care se puteau face. După aia am început cu floricele, tot așa făcute din lemn de șiță, din resturile care mi-a luat tata. Pentru noi era o mare ambiție să învățăm să facem păsări din astea. Tata făcea păsări din astea, la care le zicea cuci și le punea pe moțurile acoperișului. El, uitați aici, vedeți în sculptura asta mea, exact așa bătea tata șița, cu modelul ăsta frumos, vedeți, modelul ăsta tradițional, face parte din arhitectura zonei. Așa făceau ei acoperișurile. Ei le spuneau cuci. Și tot și țarii pricepuți, învățase unul de la altul, știau să facă. Și omul îi cerea, unii cereau, unii nu cereau, la alții le puneau ei bonus. Vreau să vă spun că în 2012, când am fost la târg la Craiova, unde am luat și trofeul și marele premiu spre bucuria mea, am avut ocazia să cunosc un domn, un domn în vârstă la vreo 80 ceva de ani avea dânsul atunci, care a stat toată ziua, mi-a admirat lucrările, i-a plăcut lui stilul meu de lucru și toată ziua a stat lângă, eu făceam păsări din astea. Și s-a tot uitat la mine cum lucrez, iar venea, cred că a făcut parte din comisie și eu n-am știut, că eu nu-i cunoșteam, vă dați seama. Și s-a tot uitat, tot venea înapoi, mă urmărea cum lucrez, îmi urmărea lucrările din expoziție. Și la un moment dat îmi pune mâna pe umăr, eu stăteam pe tamburea și urca. Și face, nea Ioane, ma ta la ăla îi zici cuc, nu-i așa? Fac, da, domne, cuc, dar de unde știți? Păi cum să nu știu? Și tata al dumitale tot cuc îi zicea. Da, domne, da, toată lumea așa îi zicea, cuc, la noi zic. Băi, nea Ioane, uite care e treaba. Eu am fost director de muzeu și eu știu toată istoria la cucul ăsta. Face, uite, pentru dumneata, că n-ai de unde să știi, hai să spun eu istoria la cucul ăsta. Legenda lui. Dacă îmi permite să vă spun legenda care mie mi-a plăcut foarte mult, acum sute de ani, un boier în zonă de munte, care era foarte bogat, dar era bun la suflet. Numai că el avea un singur copil, o singură fată. Și la un moment dat, fata i s-a îmbolnăvit foarte grav. Și săracul boier era terminat, adică foarte să consuma, pentru că o iubea enorm de mult, era singurul lui copil și nu știa cum să o vindece. S-a dus până la toți vracii, cum era pe vremea aia. N-a reușit nimeni să-i vindece fata. Și să consuma săracul boier. Într-o noapte i-a apărut în vis un înger. Și i-a spus așa, boierule, dacă vrei să-ți vindeci fata și să-ți meargă totul bine în gospodărie, du-te la un meșter șițar, care îl știi lumea ta mai priceput, și roagă-l să-ți facă din lemn de brad, din lemn de la dășiță, o pasăre cum știi el mai frumoasă. Pasărea aia va fi binecuvântarea casei tale și îți va vindeca și fata și îți va merge totul bine. Dar fii atent, pasărea aia s-o pui la cel mai înalt nivel al casei. Și a dispărut îngerul din vis. Cum s-a sculat boierul dimineața, direct s-a dus la unul nenea Ion, mai în vârstă, așa, care știe el că e mai priceput din zonă, la un șițar. Băi, nea Ioane, uite ce am visat eu azi noaptea. Acum, nea Ion știa necazul boier și îl compătimea, că era un om bun care ajuta oamenii. Boierule, lasă-mă o săptămână. Într-o săptămână eu ți-aduc pasărea. Și atunci nea Ion s-a gândit, el săracu, mă, cum să fac eu, că nu mai făcuse în viața lui, vă dați seama. Și atunci a luat un lemn din ala, trebuie să vă arăt, a luat un lemn de șiță, l-a spart așa mai îngust, cu cuțitoaia, dintr-un cloțan de șiță, l-a spart mai îngust, și a făcut din corpul și coada dintr-o singură bucată de lemn. Și a spintecat cu cuțitul și după aia i-a făcut coada, i-a petrecut, uitați că se vede, dacă îi desfac, se strânge. Și i-a petrecut, că n-avea cum, el nu folosea creiuri, nu, că el nu era tâmplar, era și țar. Și a făcut-o într-o singură bucată și a petrecut, se vede, și a petrecut fulgii, de a da forma asta, ca să stea ei singuri, așa. După aia a mai luat o bucățică de lemn, tot din aia, mai îngustă, și a făcut aripa. Și tot așa a petrecut fulgii și uitați, i-a dat forma asta de aripă. Și s-a dus cu pasărea, cum o vedeți, pasta la boier. Când a văzut-o boierul, o, nea Ioane, ce frumoasă e, cât mă costă? Boierule, dă-și lumea ta ce-i crede pentru o săptămână de muncă. I-a dat boierul Ninu visa nea Ion, că era cum să cade. I-a dat și o traisă de mâncare, i-a dat și o sticlă de rachiu, i-a dat și bani. Dar când se plece și-a adus aminte boierul, stai așa, nea Ioane. Păi mi-a zis îngerul să o pui la cel mai înalt nivel, că care e nivelul ăla?
Asta ne-a Ion s-a gândit, păi băiele, care să fie, coama la casă, că dacă el era și țar, nu făcea el, nu știa el. Păi hai, pune-mi dumneata aia, zis boierul. Și atunci Ion a trebuit să puie moțul ăsta, că așa a căpătat formă și moțurile astea la acoperișuri, a trebuit să puie, să monteze un vârf din ăsta, piramidal așa, și pe el a înfipt pasărea, știți? A plecat ne-a Ion fericit acasă. Ce să vă spun, a doua zi, fata boierului se juca prin curte, i-a luat Dumnezeu noaptea aia ca cu mâna toată boala. Când era secetă în alte părți, la alți boieri, secetă, dar ardea pământul, nu se făceau recolte, la boier ploua. Când la alții era inundație, la el era soare în zona lui. Și atunci a început să intre lumea la idei. Și săracii, și bogații. Și veneau la el, bă, boierul, ce vrăjitorie ai făcut tu? În primul rând ai vindecat fata, că fata ta nu putea fi vindecată. Bă, fraților, eu n-am făcut nicio șmecherie, nicio vrăjitorie. Vedeți voi pasărea aia de acolo? Aia e binecuvântarea casei mele, aia mi-a vindecat și fata și le-a spus la toți visul care l-a avut. Și atunci toată lumea, fie bogat, fie sărac, a început să împrumute modelul ca să aibă și ei casa binecuvântată, gospodărie. Binecuvântarea casei, sau cucul, s-a transformat datorită imaginației meșterului Ion Rodoș în cocoșul de munte de Nucșoară. Folosind aceeași tehnică, ca să nu mă abat de la tehnica pe care o foloseau ei, am transformat această pasăre, acest cucul mi-a tata, în cocoșul de munte, pe care l-am denumit cocoșul de munte de Nucșoară. Uitați-l aici. Este un model de care sunt foarte mândru, că a devenit oficial simbolul comunei, că de-aia l-am și denumit cocoșul de munte Nucșoara, să fac reclamă comunei. S-a dat hotărâre de Consiliu, s-a aprobat și este oficial simbolul comunei Nucșoara. Dar uitați-vă, același procedeu, corpul cocoșului și coada e o singură bucată de lemn, exact cum e asta, cum este cucu, pe care îl făcea tata. Și aripa e o singură bucată, uitați că se și vede, aripa e băgată aici, numai că eu am frânt-o leacă aripa ca să fie el mai frumos cum e în perioada rotitului, cu aripile în jos. Că așa e cocoșul mai frumos, când are aripile, când e în perioada rotitului. Uitați, dar se vede, aripa e adăugată exact în lambă cum e, exact aceeași tehnic, deci nu m-am abătut. Tata și bunicii mei, dacă l-ar fi văzut, ar fi fost mândri de mine, că am reușit să le... prin aceeași tehnică să transform cucu în cocoș de munte. Acum fac și cuci, de care făcea tata, de fapt binecuvântarea casei, fac și cocoș de munte de Nucșoară. De la meșterul Rodoș am aflat și secretele alegerii lemnului pentru orice lucrare de calitate. Ne duceam în pădure, deci tata așa făcea, tăia, el alegea copacul de șiță. Se ducea cu omul în pădure, cu... așa lua la ei fierăstrău sau care avea drujbă, dar erau mai rare drujbele atunci, dacă nu cu fierul. Că trăgeam și eu la fier, deci eram ăla pirpiriu și mă durea mâinile, venea să plâng de durere. Prima dată se uita, deci nu e simplu să știți, că zici că gata, aveți o pădure de brași. Vă spun sincer, dacă... vezi 100 de brazi din ăștia, dintr-o 100, dacă alegea 10. Care e secretul? Păi secretul care? Prima dată după aspect. Să fie crescut el mai... care mai, să pare mai frumos, mai luciu, mai drept, știți, să n-aibă suciture, așa? Care se pare? Dar și aspectul te poate păcăli. Că așa ar fi simplu, te uiți la aspect, gata, ăsta e mai frumos, pe să-l tai. Nu, nu era suficient. Luase curea, se ducea, punea urechea pe tulpina lui lipită de coaje, și bătea cu muchia la secure, bătea un pic mai tare așa. Și asculta zgomotul, bătea de câteva ori. Știți? Și asculta zgomotul. Și pe aia se ducea la alt copac, iar îl ciocănea așa, 10-20 de care îi se părea lui mai potriviți. Și din aia alegea unul sau doi, cât îi ajungea lui pentru șiță, știți? Că nu tăia, tăia numai cât îi trebuia. Și pe aia îl tăia și îl dimensiona la fața locului. Și îl tăia la dimensiuni pânte noduri. Elimina cepii, nodurile, știți? Partea curată, o tăiau chituci.
Și țin minte că toată era grajdul lângă pădure, unde tăia. Și dădeam, îmi plăcea, partea aia îmi plăcea și mie. Îi dădeam de-a rostogolul chitucea mici, eu special, îmi plăcea mie, că eram copil, îi dădeam cu piciorul de-a rostogolul până la graj de acolo unde făcea jița. După ce punea urechea și asculta, trebuia sunetul ăla să fie un pic mai lung, ca la un instrument muzical. Și îl dai încerca mai mult. Dacă suna surd, așa, înfundat, nu era bun, nu crăpa. Dacă avea o leacă ca un instrument ăla, știți, un pic mai lung, na, copacul nu sună, dar are un sunet mai plăcut, mai lung așa. Și acum el se orienta, ciocănea și pe ăla și pe ăla. Și dintre ei, care se părea lui că suna mai plăcut, mai, un pic mai lung așa, pe ăla, și pe aia, dă-mi-o jos pe ăsta, dă-mi-o marca, îi făcea un semn cu secure. Dă-mi-o jos pe ăsta, pe ăsta, ăsta e tot secretul, alt secret. Și era 100% garantat. Deci fără alte probe, fără alte... Da. Cât timp se usucă lemnul ca să fie bun de lucru? Păi nu, pentru șiță se făcea pe loc, verde, se lucrează mai bine verde, nu trebuie uscat. Dar pentru cocoșul de munte? Păi tot, lemn de șiță, se lucrează mai bine verde. Și păsălea asta, se lucrează mai bine. Păi o faci mult să-ți pintecă și mai frumos dacă e verde. Păi el după aia în 3 zile, sau ia uitați câte de subțire, se usucă ca și șița, se usucă imediat. Dar pentru mobilier trebuie tăiat în decembrie-ianuarie, în perioada când este total ieșit din vegetație. Să taie până la sfârșitul ianuarie, maxim. Să n-apuce jumatea lui februarie, deci în perioada asta. Decembrie, începutul decembrie... Orice esență? Orice esență, obligatoriu. Când are cea mai puțină sevă în el. Cât se lasă la uscat să fie bun? Păi da, după ce ai tăiat lemnul, l-ai făcut scândură, de exemplu, da? Și trebuie obligatoriu pusă la șipc. Nu una peste alta, că se sufocă. Trebuie pus un distanțier între scânduri, un șip, cum îi spunem noi. Și uluca, când tăia uluca de gard, o spinteca cu din aia de sparc, așa se făcea. Cu barda de spart se punea, se punea în triunghi așa, ulucă între ele, dar tot ulucă, se punea vârful la ulucă așa, ca să răsufle, să intre aerul printre ele. De se pune la șip și se lasă în funcție de esență. De exemplu, bradul sau, mă refer bradul dacă îl folosești la mobilă sau la construcții. Scândura de brad se lasă și 2 ani, după 2 ani poți să o lucrezi. Teiul la fel, plopul, esențele moi, cam după 2 ani se pot lucra, 2 ani, 3 ani. Sunt uscate, adică bune de lucru. Da, paltinul este așa. Paltinul cum e ăsta, deci paltinul, cireșul, fagul, stejarul, trebuie lăsat cel puțin 6 ani de zile. La șipc, cum v-am zis eu, la șipc. Deci dacă are mai puțin de, hai să zic 5 ani, dar nu mai puțin de 5 ani, lucrează. Dacă în 22 decembrie 2018 la Nucșoara, în județul Argeș, a fost sfințită Crucea Eroilor Anticomuniști din grupul Haiducii Mușcelului, în următoarea perioadă, Domneștiul se va mândri cu o replică a Arcului de Triumf ridicat pe aceste meleaguri în anul 1936. Arcul de Triumf din Domnești a fost demolat de comuniști la începutul deceniului al VII-lea al veacului 20. În construirea monumentului din lemn, ce va fi amplasat în fața Casei de Cultură din Domnești, s-a implicat cu tot sufletul meșterul Ion Rodoș, care lucrează acum la scenele ce vor împodobi această replică a vechii construcții. Acest Arc de Triumf face parte din proiectul Redescoperirea și revalorizarea istoriei a tradițiilor, folclorului și a personalităților Domneștiului de Mușcel. Cândva de mult să știe că a fost o garnizoană militară în Domnești acolo. Fiind un nod de drumuri, un centru cumva de comunicație, este situat exact la jumătatea drumului între Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Era cumva un loc strategic, să zic așa. Acolo s-a făcut și prima școală și mai multe, prima bibliotecă rurală a fost în Domnești. Arcul ăsta de triumf îl interpretăm pur și simplu un scop cultural și istoric. Și atunci noi îl facem simbolic, mai mult simbolic, da? Ca să renaștem niște amintiri, niște valori și o să-l punem și de mult mai bine în fața Casei de Cultură. Pentru că acolo sunt toate obiective culturale, tot ce are mai important pe plan de cultură, comună. Pe acest arc vor fi aceste scene. Va fi toată istoria comunei. Tot ce a avut mai de valoare
în istorie comună domnești. Începând cu prima scenă, cu Basarab I când face popas la hanul acesta, care era, se numea Hanul Ardei. Hanul Ardei mai ulterior se numea, dar atunci nu se știe cum se numea hanul ăsta, la care poposeau ei. Mie mi-au dat temele, uitați-mă aici, istoricul comunei, și o interpretez fiecare scenă din imaginație. Iau creionul, că se vede că a fost desenat, am desenat-o direct pe panou cu creionul. Pe arcul inițial ce scene erau? Pe arcul inițial nu era nicio scenă, era simplu, îmbrăcat cu scândură. Tot eu am venit cu ideea ca partea din față, partea de intrare, s-o placăm cu panouri sculptate în basorelief, cu tot istoricul ce a avut comuna mai de valoare. Ca cine trece pe sub el, întâi să vadă ce a avut domneștul mai frumos. Asta este macheta făcută de mine la scara 1:10. Deci am făcut-o mai mică de 10 ori decât originalul. Scheletul e făcut și turnulețele, m-am să o îmbrac și să bașița. Deci arcul de triumf în mare e făcut. Am degroșat această porțiune, adică am lucrat din gros, cum se zice, degroșat, am stabilit planurile. Ca să iasă corect, trebuie ce e mai proeminent să fie mai în față, dar primul, e vorba de planuri. Să știi să nu le suprapui. Deci trebuie să știi ce să așezi mai în față, mai în spate, mai în spate. Și acum încep cu finisajul, cu detaliile finale. Încerc să-i dau forma, să-i dau plăcutul, frumosul, cum ar veni. Și acum lucrez la roata de la trăsură, ca să o termin. Migala mare acum e la finisat. Acum e vorba de măestrie, da? Că acum urmează să le fac fețele oamenilor, să fac toate detaliile la cai, la... Deci nu e nimic terminat. E numai degroșat. Acum viu cu partea frumoasă. Da, trebuie multă răbdare și să-ți placă e cel mai important, că dacă pleacă din suflet și îți place, ai și răbdare. Dacă nu-ți place ce faci, niciodată n-ai răbdare. Sau dacă te gândești la partea financiară. Important e să-ți placă și să... cau să scoți cât mai frumos, cât, adică să pui tot sufletul. Arcul de triumf va fi placat cu aproximativ 15 scene. Dintre toate 15, asta e cea mai grea, cea mai complexă. Și fiecare scenă durează în funcție de model. Asta a durat foarte mult și mai am mult de muncă la ea, ca se vede. Cel mai mult e acum, la finisat, e cel mai mult de lucru. De exemplu, când fac o pasăre din aia, știu cât durează. Dar când faci pentru prima dată, nu știi cât timp îți ia. Când creezi un model nou. Așa. Să o luăm acum cu o pinca. Să o luăm de aici, de jos. Cele mai cunoscute obiecte lucrate de mine sunt icoanele sau lucrările religioase, lingurile, furcile de tors, însă mie plăcându-mi foarte mult istoria și tot ce e frumos, am realizat pe 7 linguri războaiele daco-romane. Am făcut un rezumat după columna lui Traian. Am studiat o carte legată de columna lui Traian și am interpretat
toată aceea perioadă pe 7 linguri. Tineretul din ziua de astăzi sunt, la prima vedere, sunt atrași de meșteșugul nostru tradițional, de sculptură, de... Le place, învață, face o lingură, face o furcă de tors, face un obiect adițional, să zicem, care sunt mai simpluți așa și le pot ei face mai repede, însă le fac mai mult, cu părere de rău o spun, mai mult din curiozitate. Niciunul nu practică. Eu am învățat foarte mulți copii, am avut foarte mulți ucenici, puțini numeri pe degete care practică, să trăiască cum trăiesc eu din așa ceva. Deci totdeauna își caută altceva de lucru, altă sursă de venit și o abandonează și la urmă se pierde. Luându-ne rămas bun de la meșterul Ion Rodoș, vă spunem că această întâlnire a fost posibilă și datorită unui grup de tineri antreprenori care, printr-un proiect de suflet, învie tradiția, sprijină arta populară românească și pe cei mai buni dintre reprezentanții săi. Sunt Ion Rodoș, din satul Zbogițești, comuna Nucșoara, județul Argeș, și vă aștept pe toată lumea, oricând, să veniți la mine să vă destăinui din frumusețea lemnului. Să vă învăț cum să comunicați cu lemnul ca să vă încălzească și să vă încânte sufletul.